Ziua de dragobete cade pe 24 februarie și este asociată nu doar cu iubirea, ci și cu începutul de primăvară, cu începutul unui an mai bun din punct de vedere sentimental. Dragobete, despre care se spune că este fiul al babei Dochia, este asemenea lui Cupidon, zeul iubirii din mitologia romană, sau Eros, cel din mitologia greacă. Etnograful Marcel Lutic, de la Muzeul de Etnografie al Moldovei, a prezentat etimologia acestei sărbători populare, considerând că majoritatea denumirilor ei provin de la aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare celebrată pe 23 februarie, care în slavă se numește Glavo-Bretenia. România au adoptat-o astfel apărând sub diverse nume, Vobritenia, Rogobete, Bragobete, în perioada Evului Mediu până când s-a impus în unele zone ca Dragobete. Se spune că îndrăgostiții trebuie să se sărute neapărat în această zi dacă vor să rămână împreună cât mai mult timp. Nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, deoarece așa va fi tot anul și va atrage ghinioanele asupra lui. În schimb, trebuie să petreacă și să se veselească pentru a avea un an bun.